Stadionul municipal din Câmpul Lung a trăit sâmbătă din nou atmosfera meciurilor cu miză. Câteva mii de spectatori au umplut tribunele pentru a urmări manșa retur a meciului din barajul pentru promovare în Liga a treia, partidă disputată între CS Rucăr și campioana județului Dolj, Dunărea Calafat. Importanța acestui meci a fost reflectată și prin faptul că, pentru conducerea jocului, a fost delegată o brigadă de arbitri de primă ligă, avându-l la centru pe Horia Mladinovici, ajutat la cele două linii de Cosmin Vătămanu și Ionuț Neacșu. După ce în urmă cu o săptămână, la Calafat, echipa pregătită de Vali Cocoș a reușit să obțină un rezultat de egalitate, scor 1-1, de data aceasta, rucărenii aveau neapărat nevoie de victorie pentru a-și îndeplini obiectivul. Iar pentru asta, Ionuț și Gabriel Jenaru, împreună cu colegii lor, au alergat timp de mai bine de 90 de minute. A fost un joc purtat în majoritatea timpului sub auspiciile fair play-ului, chiar dacă arțăgoasa echipă din Calafat a încercat pe alocuri să-l impresioneze pe centralul Mladinovici, solicitând în mai multe rânduri mai mult decât li se cuvenea. În prima repriză, fiecare combatantă a încercat să puncteze, ocaziile de gol nelipsind din derularea jocului. Rucărenii s-au dovedit periculoși în câteva rânduri, dar fie portarul oltenilor, Surdu, a avut intervenții bune, fie ținta a fost ratată de atacanții mușceleni. La finalul primei părți, oaspeții puteau da lovitura, dar Marian Coca a ratat monumental din 6 metri, trimițând balonul peste transversală. Revine foarte frumos Marius Dascălu. Ciorciovel este depășit, încă un jucător culcat. Șut acum peste poartă din poziție excelentă. O ocazie cu care nu se știe dacă se va mai întâlni vreodată Marius Coca. După ce foarte bine a trecut și de Ciorciovel și a mai culcat un adversar, terenul fiind umed. Și din poziție excelentă a șutat, a căutat să găsească vinclul din stânga porții lui Voli Măreanu. Și în partea a doua a jocului, rucărenii au fost mai periculoși, dar poarta calafetenilor a rămas intactă până în minutul 80. La un atac al gazdelor, centralul Horia Mladinovici a dictat lovitură de pedapsă pentru CS Rucăr în urma unui fault în careu, decizie cu care oaspeții nu au fost de acord. Marinescu, cel care marcase și în partida tur, a fost jucătorul care și-a asumat răspunderea executării penaltiului, transformând cu sânge rece de la punctul cu VAR. Încă o dată, Jenaru, foarte bine pentru Ghiță, Ghiță pentru Marinescu, Marinescu este împiedicat și Horia Mladinovici dictează penalti pentru CS Rucăr în minutul 79. Marinescu a fost obstrucționat în suprafața de pedapsă a oaspeților. Cartonaș galben pentru CS Rucăr. Responsabilitatea executării acestui penalti. Horia Mladinovici i-a atras atenția portarului Surdu să păstreze până în momentul executării măcar un picior pe linia porții, iar acum se asigură că toți jucătorii sunt în afara suprafeței de pedeapsă. Marinescu, un pas, 2-3, șut și gol! Marinescu! Pentru Lucăr, în minutul 80. Bucurie de nedescris pe stadionul din Câmpul Lung. Până la final, care a fost prelungit cu aproximativ 7 minute, oaspeții au încercat să egaleze, dar jucătorii lui Vali Cocoș au interpretat exact partitura pregătită. Victorie pentru CS Rucăr, care echivalează cu promovarea în eșalonul 3 fotbalistic al țării. Rămâne doar o necunoscută, aceea legată de locul de disputare a partidelor de pe teren propriu, asta deoarece stadionul din Rucăr nu îndeplinește criteriile pentru omologare la acest nivel al competiției. Felicitări, Rucăr! Am avut felicitări transmise și de vedeta FCSB-ului, tânărul Tavi Popescu. Vă dați seama că este și el epuizat de asaltul la care a fost supus pentru autografe și pentru fotografii.
dar se bucură și el alături de publicul aflat în tribunele stadionului municipal din Câmpul Lung de această calificare, de această promovare a echipei din Rucăr în Liga a treia.